Bună ziua, dragi telespectatori! Vă salut în atelierul pictorului Vasile Dohotaru cu scopul de a ilumina un fragment al vieții acestuia și de a vă ilustra acest fragment prin pictura pe care o fabrică dumnealui. Deci, eu am să fac așa o mică excursie prin atelier și concomitent am să-i dau niște întrebări autorului. Bună ziua, domn Vasile! Să trăiți! Deci o să începem de la o mică incursiune istorică. Spuneți-mi, vă rog, cam care au fost premizele care v-au adus anume la această cromatică, la această factură pe care o monitorizăm acum aici în atelier. Eu de la Orhei am studiat codrii. Mi-a plăcut foarte mult covorul. În deosebi covorul din zona locală. Fabrica de covoare din Orhei, fabrica de covoare din Comuna Tabăra și am asociat toate culorile astea împreună, deci codrii, rujiniți, codrii de argint iarna, covorul, totul fabricat de oameni simpli, din tradiție populară. Iată, de acolo eu cred că s-a format la mine și gustul. Deci el este din nascare, acest simț al culorii la artist. El este nativ, dar apropiindu-mă și de teatru, apropiindu-mă, câte o lucrare, două ele diferă și am dezvoltat anume un colorit prin verde roșu, iată asta, bejurile, portocaliile, de ceea ce le agrezi mai tare. Așa. Și aș mai fi vrut să aflu, deci în afară de, să zicem, anturajul acesta exterior care v-a inspirat, natura, peisajul, covorul, a existat vreun impact în biografia dumneata care te-a făcut să abordezi anume, să zicem, eu știu, raportul acesta dintre bărbat-femeie, raportul dintre bărbat-natură. Deci ce s-a întâmplat în trecutul dumitale așa mai provocator? Păi eu m-am format în mediul romanesc mai mult ca creativ, mediul de la București. București, Cluj, Oradea, deci peste tot unde călătoream, eu studiam tradițiile picturii. E clar că la București era școala de la Paris mai mult prezentă și pe urmă a apărut școala anilor 60-70 la București și am fost frapat de picturile exterioare ale mănăstirilor din nordul Bucovinilor, mănăstirile moldovenești. Și am ceva mijlociu, iată, a trecut și în peisaj, deci lucram la peisaj foarte mult și îmi plăceau peisajele maieștilor Almășanu, Virgulescu, mai erau artiștii Nedel, Brădeanu, deci o pleiadă întreagă de artiști ai anilor 60-70. De acolo a fost încărcătura. Am înțeles. Bine, mersi. Deci aș mai vrea să aflu așa un lucru. În ambianța asta a noastră sociopolitică a Moldovei, care ar fi dificultatea în faptul că propagi un gen așa mai rar, mai delicat, mai intim, cum ar fi nudul? Păi, cum să vă spun, de la balet până la nud este o jumătate de pas. Aceasta a fost pasiunea mea încă din Odessa, din studenții, unde noi am avut un studiou de nuduri, în atelierul de aquafortă. Și am lucrat 2 ani noi acolo. Și, deci, această deprindere, deci, aceste formule, aceste scheme, au mai fost și expoziții la Odessa, aduse al lui Henry Moore cu
desenii în pană tuș, iată aveți la spatele dumneavoastră, uitați acolo desen în pană tuș, iată acolo sus. Vedeți desen în pană tuș, sus, sus pe perete. Deci, desenele lui Henry Moore, desene de dimensiuni mari, m-au frapat. Deci eu am fost atras de această tehnică, pană tuș. Și am practicat vreo 15 ani, iată, această tehnică. Vedeți acum sunt alte rezultate, deci în pană tuș mai sunt și imagini din balet. Am o colecție întreagă de nuduri, care intenționez să le expun la un jubileu, când o să fie așa o posibilitate, să expun o expoziție doar de nuduri. Bine. Vreau să fac așa o traiectorie pe aici, prin atelier, ca să vadă publicul condițiile în care lucrează. Condițiile ce inspiră artistul. Autorul și totodată cumva să se pătrundă cu aerul acesta. De fapt, ne aflăm la etajul 2 al atelierului, unde este mai luminat cumva. Deci aici este bucătăria. Dacă m-ați întrebat de noduri, iată aici aveți vreo câteva etape. Asta e una dintre ultimele etape, dar de la București sunt, iată, de la Academie, de la București sunt lucrările de la care eu am început să lucrez, căci acolo erau modele interesante. Și totodată este și tematica montană, peizagistică, aici vedeți la Bienală, aveți motivele balcanice, deci portretistica, deci eu nu le desfac acum, căci nu prea avem așa noi posibilitate, dar ele sunt depozitate mai mult. Cât vedeți, asta este ceea ce e în lucru acum. Da, după cum observăm, atelierul are și elemente naționale sau elemente dintr-un etnos, pălăriile pe care le observăm aici, ulcioarele pe care dumnealui le-a colectat de ani de zile. Fiica mea a contribuit la colecția de pălării. Constanța Ducătaru, arhitectă la Timișoara, ea a contribuit la colecția bibliotecii, la colecția pălăriilor. Noi întreținem așa relații profesioniste. Am să încerc să... Iată portretul fiicei, să... da. Roșcată cu ochelare, portretul fiicei mele. Cel mai recent. Să vă arăt. Cel mai recent. Opa. Deci Constanța Dohotaru, într-o gamă roșie, hispanică. Iată din acest unghi de vedere. Să vedeți panorama atelierului. Aveți și colecția de poante, puteți să le savurați de jos în sus. E vorba de poantele balerinilor. Da. Care stau aninate pe stâlp. Da, toate au fost în diferite spectacole, deci este o frumoasă amintire. De sus în jos, ele nu se seamănă una cu alta. Iar aici alături avem, chiar deasupra intrării, iată aici e intrarea de la etajul 1. Și deasupra intrării avem un triptih. Tripticul consacrat anului Eminescu la UNESCO. Unde ești copilărie cu pădurea ta cu tot? Premiul Republican. La concursul Mihai Eminescu. Deci observăm un chip, o față, în partea de sus a triptihului. Catedrala Poeziei, biserica din curtea lui Eminescu, lacul cu nuferi galben și pomul vieții mai jos. Așa, din motiv că încercăm să ne încadrăm într-un format mai scurt, dar o să mai revenim cu dialoguri cu domnul Vasile Dohotaru,
O să facem o mică încheiere. Baletul este jos aici, puteți să-l puțin să-l filmați. Sunt tablouri executate în pastel. Da. Sunt în ambalaj deja, de sticlă. Prezentate. Paleta artistului. Sunt diferite tehnici. Ulei, pânză, acril, pastel, acvarelă. Toate tehnicile aici sunt prezente. Domnul Vasile, mulțumim pentru că ne-ați oferit un subiect care presupun că o să-i facă pe spectatori să mai judece, să mai reflecte asupra la ceea ce fac plasticienii în Republica noastră. Și eu vă mulțumesc, sunteți bineveniți în acest atelier. Mulțumim, o zi bună!